De cine anume trebuie să știi să te ferești în această viață? Trebuie să știi să te ferești de oamenii care nu au niciodată nimic de spus sau de făcut în viața lor sau în viața ta, ci au doar de comentat și de criticat. Pe aceste persoane le vei identifica foarte ușor, pentru că sunt întotdeauna cei care știu cum se face mai bine decât faci tu, mereu, dar care nu ajung nici măcar să încerce vreodată să fie în locul tău. Singurul lor ajutor va fi acela de a îți pune ție bețe în roate, să nu mai ajungi să faci ceea ce, bun, rău, este făcut de tine. Pentru că ei nu ajung niciodată nici măcar să fie în postura de a face ceea ce faci tu. Acești oameni sunt ușor de identificat pentru că niciodată nu vei vedea din partea lor un gest, un fapt, o atitudine concretă care cel puțin să-ți arate cum ar fi făcut ei mai bine decât tine, ci se rezumă să rămână pe margine, pe marginea vieții, pe marginea emoției, pe marginea trăirii și să comenteze despre cei care se străduiesc cel puțin să facă ceva, așa cum pot și așa cum știu ei. Este foarte periculos să-i crezi pe cei care te critică, care au ceva de comentat în legătură cu alegerile tale, cu viața ta, cu obiceiurile tale, fără ca ei să fi fost vreodată în locul tău, să fi trecut prin ce ai trecut tu și fără ca ei măcar să încerce să trăiască o zi așa cum trăiești tu sau ce trăiești tu în viața ta. Aceste persoane pot să te aducă într-o stare de confuzie, de disperare, de frică față de propria persoană și poți ajunge să te îndoiești de tine, de cine ești tu și chiar să consideri că undeva greșești, deși în majoritatea cazurilor nu este vorba despre asta, ci doar despre părerea nefondată a celor care nu ajung să depună efort ca să înțeleagă cum este și cum se simte într-adevăr un lucru pe care îl faci pentru că vrei asta. În viață trebuie să ne ferim de oamenii care găsesc mereu o problemă pentru orice soluție, de cei care niciodată nu pot să vadă partea plină a paharului. Sunt mereu demoralizați, sunt mereu victime, mereu au o problemă și dacă nu o au, o inventează. Aceste persoane sunt triste și sunt nefericite cu viața lor, nu pentru că nu au primit ajutor sau nu ar putea să primească vreodată ajutor, ci pentru că nu vor să primească ajutor, preferă să rămână în starea aceea de victimă, pentru că din starea de victimă primești atenția tuturor și ai acces la mai multă validare decât ai avea în mod normal. De aceea este important să înțelegem când cineva se simte trist, deznădăjduit, supărat, pentru că într-adevăr are o problemă, a pățit ceva, respectiv situația în care cineva este deznădăjduit pentru că vrea asta, pentru că muncește la această stare de rău, pentru că este răutăcios, sarcastic, critic față de sine și ceilalți și prin urmare el nu poate fi salvat pentru că nu vrea să fie salvat. În viață trebuie să ne ferim de oamenii care promit totul, dar nu pot să facă nimic niciodată. De oamenii care sunt extrem de entuziasmați, care sunt extrem de amabili, care par te sprinși dintr-o poveste cu zâne bune și care mai apoi sunt ocupați, nu mai răspund niciodată la telefon, nu mai pot să se întâlnească cu tine, nu au vrut să zică tot ce au zis. Practic, faptele lor contrazic pe de-a întregul promisiunile lor. Și indiferent de stadiul relației voastre, atunci când descoperi asta, trebuie să înțelegi că
că în partea cealaltă nu va fi niciodată ceea ce tu ți-ai imaginat. Și oricât de dureroasă este această constatare, trebuie să oprești acea relație sau cel puțin să te distanțezi de persoana respectivă, pentru că nu vei face decât să te rănești singur în suma așteptărilor tale care nu vor putea să fie niciodată împlinite de acea persoană, pentru că ea realmente nu are cum să pună în aplicare ceea ce promite. Meseria ei și treaba ei este doar să promită ca să obțină anumite beneficii, o anumită validare de la ceilalți și nu ca să se țină de cuvânt și să pună în aplicare ceea ce promite. În viață trebuie să te ferești de oamenii leneși, cărora nu le place să muncească, care sunt învățați să obțină totul fără să depună cel mai mic efort. De ce? Pentru că se poate. Și o persoană leneșă nu este doar un om care nu vrea să muncească, ci este un om care nu știe să respecte munca altcuiva, care o să râdă de tine dacă tu vei munci și, dacă tot ești atât de muncitor, o să te pună și pe tine să muncești pentru el. Pentru că dacă ție tot îți place munca atât de mult, ai acum ocazia să faci asta pentru cineva. În viață trebuie să te ferești de oamenii care îți spun doar ce vrei să auzi despre tine. E foarte periculos să trăiești doar cu persoane care te văd cel mai bun, cel mai frumos, cel mai inteligent și care nu te sancționează când greșești, când nu ai dreptate. Oameni care ar trebui să spună adevărul despre tine atunci când faci ceva care este crud, greșit, nepotrivit. Dacă în viața ta sunt în momentul ăsta doar persoane care nu au niciodată nimic să reproșeze și niciodată nu au o părere contrară opiniei tale, trebuie să te întrebi dacă sunt cu adevărat oamenii potriviți. Pentru că oricât de mult iubim pe cineva, oricât de iubiți suntem, este firesc să facem greșeli, să ne pierdem, să avem și căderi și atunci avem nevoie de adevăr și avem nevoie de oameni care ne iubesc suficient de mult încât să-și permită să ne spună adevărul despre noi și despre ei, pentru că doar prin adevăr există vindecare, conștientizare și salvare. În viață trebuie să te ferești de oamenii care sunt prietenii tuturor, dar de fapt ai nimănui. Cei care au întotdeauna altceva de spus despre tine și afli de la ei ce au spus despre tine și apoi afli de la alte persoane ceea ce a fost spus despre ei ca și când tu ai fi spus asta. Ceea ce ajunge să fie o dramă și un conflict pe care tu nu-l mai poți aplana în vreun fel. Este foarte important ca în viața noastră, cel puțin în ceea ce noi putem controla în cercul nostru apropiat de oameni, să nu existe îndoială, confuzie, bârfă, haos, pentru că astfel ajungem să ne pierdem pe de-a întregul energia, tonusul, vitalitatea și să ne ocupăm timpul încercând să demonstrăm ceva ce nu poate fi niciodată demonstrat, pentru că fiecare persoană înțelege despre tine exact ceea ce ea este și exact ceea ce ea vrea. Și nu poți vreodată să fii mai mult sau mai puțin decât tu ești, pe de-o parte, și pe de altă parte decât ceea ce un om vrea să înțeleagă despre tine. Este foarte important să avem în viața noastră autenticitate, să avem oameni care ne cunosc suficient cât să rămână lângă noi, pentru că vor asta, pentru că simt asta și noi la rândul nostru să rămânem acolo pentru că avem ceva cu adevărat de trăit împreună în această existență.